în această seară o să înregistrăm și webinarul. Dacă sunt ceva întrebări legate de indicatorii tehnici, puteți să ne contactați, cum spuneam, puteți să ascultați din nou înregistrarea acestui webinar. Vă pot trimite, bineînțeles, și prezentarea pe care noi o folosim. Ar trebui să începem discuția, bine, cu cei mai celebri indicatori, cei mai simpli și, până la urmă, cred, cei mai des folosiți, și anume mediile mobile. Mediile mobile nu sunt altceva decât, așa cum le spune și numele, niște medii ce se calculează folosindu-ne de date din trecut. O medie mobilă, spre exemplu, poate să fie un indicator ce arată o valoare medie a prețurilor de închidere pe ultimele 10 perioade, să-i spune. Asta înseamnă că o să ia cele 10 perioade, cele ultimele 10 prețuri de închidere, o să le adune și o să împartă la 10 și atunci vom avea o valoare dată de acest indicator. Prin alăturarea acestor valori, acestor puncte și unirea lor cu o linie, o să vedem pe grafic apare un indicator ce însoțește graficul în funcție, bineînțeles, de numărul de perioade pe care este media mobilă. O să vedem că acest indicator o să fie mai fidel sau, din contră, mai depărtat graficului. Ca să trecem poate cel mai bine direct pe platformă, haideți să deschidem platforma de tranzacționare, să mergem pe celebru euro-dolar. Imediat o să deschidem și graficul euro-dolar. Sunt curios dacă nu cumva este vreun template salvat, da? Ok. Avem în față graficul euro-dolar, ne uităm la un grafic H4. Dacă vrem să folosim o medie mobilă, ce trebuie să facem? Mergem la Insert Indicators, Trend, Moving Average. În momentul în care am bifat acest Moving Average, ne apare o căsuță în care trebuie să scriem detaliile mediei mobile. Astfel, primul lucru pe care putem să-l edităm este numărul de perioade. Dacă o să punem aici 50 de perioade, asta înseamnă că o să avem o medie mobilă simplă de data aceasta, pentru că despre ea vorbim prima dată, adică SMA, cum o găsiți pe internet, o medie mobilă simplă pe ultimele 50 de perioade, după cum puteți vedea, aplicată la prețurile close, la prețurile de închidere. Deci, ce o să fac această medie? Practic, o să iau ultimele 50 de prețuri de închidere, o să le adune și o să le împartă, bineînțeles, la 50. Și atunci o să avem o medie mobilă simplă, spuneam, valoarea unei medii mobile simple. Făcând acest lucru, însă decalând, să-i spunem, mergând câte o perioadă mai în spate, atunci se formează o linie ce o să vedem însoțește graficul. Un alt lucru pe care îl putem edita în această căsuță este shift-ul. Shift-ul se folosește de cele mai multe ori în încercarea de a pune media mobilă înaintea graficului. După cum cred că știți, indicatorii în general suferă de o mare problemă și anume sunt întârziați. Din păcate, zice, prețul este cel care trece primul și apoi vine și indicatorul. E destul de greu, ținând cont de niște valori din trecut, ale prețurilor de închidere, să spunem, să previzionăm ce o să se întâmple în viitor. Însă, o medie mobilă ne poate ajuta să ne dăm seama cam pe unde suntem. Iar uneori, dacă vrem să întâmpinăm graficul cu această medie mobilă, atunci putem să folosim opțiunea Shift, care nu va face altceva decât să miște spre dreapta media mobilă. Și haideți să o lansăm așa, pe 50 de perioade, să vedem cum arată ea pe lângă grafic. Puteți vedea această medie mobilă roșie. O să încerc totuși să folosesc
să folosesc, sau un groș, să se vadă ceva mai bine, putem observa că o medie mobilă de 50 de perioade tinde să ne fie extrem de folositoare atunci când piața se află într-un trend ascendent sau descendent, însă în momentul în care piața se află într-un range, atunci cred că trebuie să atunci cred că indicatorul acesta nu prea mai are relevanță sau cel puțin în opinia mea nu poate fi folosit. Dacă vrem să punem în întâmpinarea prețului, atunci va trebui să mișcăm, spuneam, către dreapta, nu știu, să mișcăm cu încă 20 de perioade mai la dreapta. După cum puteți vedea, media mobilă practic a fost mișcată cu 20 de lunări mai în dreapta, cu distanța pe care o parcurg cele 20 de lunări mai în dreapta. De ce am face acest lucru? Păi spuneam, dacă în această zonă ar fi început poate o corecție, ceva mai lentă, poate că am fi vrut să vedem momentul în care prețurile ajung și reușesc să treacă peste media mobilă, despre care tocmai am discutat. Există tot felul de strategii de tranzacționare bazate pe mediile mobile, strategii în care sunt implicate și shifturile de care vă vorbesc. Un indicator extrem de celebru, care cred că o să închidem prezentarea de azi, se numește Alligator și o să vedem, este format din medii mobile și toate mediile respective sunt shiftate. Bun, aceasta este o medie mobilă simplă. Spuneam că e foarte simplu de înțeles, practic e o medie mobilă, suma valorilor respective împărțită la numărul valorilor respective și avem o nouă valoare ce transformă, să-i spunem, indicatorul într-o linie ce încearcă să urmărească graficul. Pe lângă aceste medii mobile simple, mai există alte categorii de medii mobile pe care le putem vedea inserându-le și pe ele, tot prin aceeași metodă. De data asta, în loc de simplu, vă propun să discutăm un pic despre media mobilă exponențială. Media mobilă exponențială face până la urmă, sau valoarea mediei mobile exponențiale este dată de o formulă, hai să-i spunem, într-o anumită măsură asemănătoare, numai că din formula respectivă reiese că datele recente au o pondere mult mai mare în valoarea finală decât datele mai târzii. Să luăm același caz, nu știu, al 50 de perioade. În primul caz, al mediei simple, spuneam că facem pur și simplu o sumă între cele 50 de valori. De data asta, la exponențială, ca să ne dăm seama, așa, un exemplu, hai să-i spunem, un pic forțat, ar însemna ca ultimele 10 valori, 40 de valori, să aibă o pondere de probabil undeva la 30% din valoarea finală, pe când ultimele 10 valori au o pondere de 70% din valoarea finală. Astfel că vom vorbi de o medie exponențială ca de o medie ceva mai rapidă decât media mobilă simplă, o medie care va fi întotdeauna mai fidelă graficului. Ca și în cazul mediei mobile simple, după cum puteți vedea, putem să o aplicăm pe prețul de închidere, deschidere, pe high-uri, pe low-uri, pe prețul mediu. În general se folosesc mediile mobile pe prețurile de închidere. Am să-i schimb un pic culoarea și în mod normal va trebui să vedem o medie mobilă exponențială care se apropie de grafic, să fie ceva mai aproape de grafic în momentele în care piața intră într-un trend, cum este aici, spre exemplu, moment în care, după cum putem vedea, exponențiala este mai fidelă mișcării, pe când media mobilă simplă este ceva mai îndepărtată de grafic. Țineți minte, exponențiala este mai rapidă decât simpla. Este un lucru extrem de important pentru că unul dintre semnalele pe care le putem folosi în cazul în care tranzacționăm cu medii mobile, este trecerea mediei mobile mai rapide peste media mobilă simplă. Acum, dacă trece de sus în jos, o să avem un semnal de vânzare, exact cum se întâmplă la acest nivel,
Practic aici, în această zonă, se vede clar cum media mobilă exponențială rapidă trece de sus în jos peste media mobilă simplă. Am fi avut la acest nivel un semnal de vânzare. Dacă, haideți să spunem, se întâmplă invers, căutam un semnal totuși ceva mai bun. Dacă se întâmplă invers, cum ar fi poate momentul acesta când media mobilă exponențială trece de jos în sus peste media mobilă simplă, deci o medie mobilă rapidă trece de jos în sus peste o medie mobilă lentă, atunci o să vorbim despre un posibil semnal de cumpărare. După cum puteți vedea, semnalele acestea pot fi foarte multe dintre ele false. Însă asta nu înseamnă că o astfel de strategie nu funcționează. Este strategia care a câștigat primul Porsche din concurs. Ciprian n-a făcut altceva decât să folosească o medie mobilă simplă și una exponențială cu același număr de perioade, iar în momentul în care a văzut o trecere a unei medii peste cealaltă, nu știu, a cumpărat sau a vândut în funcție de direcția în care s-a realizat această trecere și a mai folosit ideea că în momentul în care mediile mobile sunt depărtate, nu ca aici unde tind să se apropie, dacă sunt depărtate și par a se depărta, atunci trendul este puternic și putem să continuăm mișcarea, putem să tranzacționăm în direcția impulsului, în direcția trendului. Ok. Mai trebuie să vorbim despre încă două medii mobile și anume mediile mobile. Imediat o să le vedem, media mobilă smoothed și media mobilă linear weighted. Aceste două tipuri de linii mobile sunt ceva mai rar întâlnite. Linear weighted este tot un fel de medie mobilă exponențială, numai că ponderea datelor recente este și mai mare în valoarea finală. Cu alte cuvinte, linear weighted este cel mai rapid tip de medie mobilă pe care o să-l găsiți. Este de departe cea mai fidelă medie mobilă dacă ne uităm la distanța față de grafic. În schimb, media mobilă smoothed este cea mai lentă dintre toate mediile mobile pentru că este o medie mobilă cu memorie. Ce se întâmplă, cum funcționează această medie mobilă smoothed? Păi, cred că înțelegem cel mai bine dacă facem comparația cu o medie mobilă simplă. Să spunem că avem o medie mobilă simplă de, nu știu, o să încerc să însoțesc această discuție cu un desen în zona albă a graficului. Deci să spunem că avem o medie mobilă simplă pe aceste două perioade. În momentul în care va apărea cea de-a treia perioadă, atunci perioada numărul 1 va dispărea din calcul, iar media mobilă simplă se va face păstrând ultimele două perioade. În schimb, în cazul unei medii mobile smoothed, o să avem aceleași două perioade, iar când o să apară cea de-a treia perioadă, practic media mobilă se va face între perioada numărul 3 și media anterioară. Aceasta este diferența dintre ele. Din cauza asta, în valoarea acestei medii mobile, în valoarea smoothed, o să avem, bineînțeles, date foarte, foarte vechi, ceea ce face ca această medie mobilă să fie foarte lentă. Ce trebuie dumneavoastră să rețineți din toată povestea aceasta? Zice că sunt lucrurile practice. Și anume, linear weighted este cea mai rapidă medie mobilă, urmată de exponențială, pe locul 3 este media mobilă simplă, iar pe ultimul loc este media mobilă smoothed, ca viteză. De ce este important acest lucru? Pentru că întotdeauna media mobilă rapidă vă va da semnalul de intrare în tranzacție, să-i spunem. În cazul în care media mobilă rapidă trece de sus în jos peste media mobilă lentă, avem semnal de vânzare. Dacă se întâmplă invers și media mobilă rapidă trece de jos în sus peste media mobilă lentă, atunci vom avea un semnal de cumpărare. Un alt lucru pe care putem să-l folosim în tranzacționare este momentul în care prețurile reușesc să treacă peste media mobilă. Și dacă ne uităm un pic pe grafic, o să vedem că aici, în momentul în care prețul reușește să treacă peste media mobilă, până la urmă, indiferent de cum ar fi ea, exponențială sau simplă, avem de-a face cu un semnal de vânzare.
Însă, ca și în cazul celorlalte semnale, există momente în care avem și semnale false. Însă, de multe ori o să vedem, mai ales dacă folosim medii mari, și anume medii de 50, 100, 200 de perioade, o să vedem că mediile mobile tind să se comporte ca niște suporturi sau rezistențe dinamice, ca niște linii de trend, mai bine spus, dinamice, ca niște linii în un canal de trend dinamice, și că momentele în care acestea sunt sparte de multe ori duc la o posibilă inversare de trend sau la o corecție destul de amplă, cum a fost cazul acestei zone pe care încerc să o subliniez acum. Prețurile au reușit să treacă peste mediile mobile, chiar peste media mobilă de 100 de perioade, iar din acel moment, haideți să spunem, nu a mai fost cale de întoarcere. De observat cum media mobilă exponențială de 50 de perioade pe un H4 stă destul de bine, dacă ne uităm, ea comportându-se atât ca o linie de trend ascendent în prima parte a mișcării pe care o studiem, cât și ca o linie de trend descendent în cea de-a doua parte a mișcării. Cam acestea fiind spuse despre mediile mobile, ar trebui doar să mai adăugăm faptul că ele stau la baza 99%, cred, din indicatorii pe care îi găsiți pe internet, sub diferite forme. Indicatorii nu sunt altceva decât creații, nu sunt altceva decât, nu știu, ansambluri de medii mobile de diferite tipuri, de diferite perioade, poate chiar cu shifturi diferite. Să ne întoarcem un pic la prezentarea noastră. Și să trecem poate la următorul indicator. Pentru a sublinia tot ce am discutat până acum, aveți în față un grafic cu trei medii mobile simple, una pe 50, una pe 100 și una pe 200 de perioade. Aceeași regulă vis-a-vis de viteză stabilește semnalele. Prima medie mobilă care dă primul semnal va fi întotdeauna media mobilă de 50 de perioade, medie mobilă care este mai rapidă decât cea de 100 sau cea de 200. Dacă nu vreți să folosiți același tip de medie mobilă, dar cu număr diferit de perioade, atunci puteți, bineînțeles, să folosiți o medie mobilă simplă, poate cu o medie mobilă exponențială. În momentul în care exponențiala o să dea semnale, atunci s-ar putea să fie un moment bun de intrare în tranzacție. Îmi cer scuze din nou pentru sirenă. Biroul nostru este aproape de spitalul municipal și din cauza asta sunt multe ambulanțe care fac zgomot. Vă rog, dacă aveți întrebări, vă rog să le scrieți, am să încerc să răspund la absolut toate dintre ele. Până primim întrebări, v-aș propune să trecem la următorul indicator. În prezentare aveți câteva detalii despre tot ce am vorbit acum, atât medii mobile simple, cât și medii mobile exponențiale, medii mobile linear weighted și medie mobile smoothed. Când folosiți, să mai repet încă o dată, când folosiți exponențiala și simplu. Păi, în momentul în care încercați să găsiți un semnal dat de mediile mobile, atunci ar fi bine să folosiți două medii mobile separate, să-i spuneți o simplă și o exponențială, poate chiar pe același număr de perioadă. În exponențiala, țineți minte că este mai rapidă decât simpla. Va fi mai rapidă, înseamnă că e mai fidelă graficului. În momentul în care exponențiala trece de jos în sus, o să aveți peste media mobilă simplă, o să aveți semnal de cumpărare. Când o să treacă de sus în jos, peste media mobilă simplă, o să aveți un semnal de vânzare. Același lucru, acele semnale le puteți lua și în cazul în care vă uitați la preț. Dacă prețul trece de sus în jos peste mediile mobile, semnal de vânzare. Dacă trece de jos în sus, semnal de cumpărare.
Pe lângă intersecțiile mediilor mobile, trebuie ținut cont și de volum. Dacă tranzacționați în bursă, da, trebuie să țineți cont și de volum. Pentru orice semnal, dacă tranzacționați în bursă, e bine să țineți cont și de volum. Însă, prin noi puteți tranzacționa, de fapt, tranzacționați CFD-uri, iar volumul pe care îl vedeți pe platformă nu este volumul ordinelor, ci este pur și simplu numărul de mișcări ale prețului în perioada respectivă. Așadar, singurul lucru la care vă ajută volumul pe această platformă este să vedeți dacă în momentul respectiv piața a fost poate mai agitată sau nu, însă nu aveți o valoare a tranzacțiilor respective. Bineînțeles, dacă tranzacționați în bursă, nu știu, în BVB sau într-o bursă reglementată, unde intrați direct în piață, atunci trebuie să țineți cont și de volum. Ce perioade de MA folosesc eu la H1 și daily? Sincer să fiu, singura medie mobilă sau singura tehnică de tranzacționare pe care o folosesc, ce implică o medie mobilă, este momentul unei spargeri, să-i spunem un breakout pe canal de trend. În general, pentru un grafic H1, încerc să potrivesc media mobilă, dar am observat pe euro-dolar, spre exemplu, că am folosesc o medie mobilă de 50 de perioade, care de obicei cade pe linia mea de trend. Dacă ambele sunt sparte, atât linia de trend cât și media mobilă, atunci pot spune că am ceva mai multă încredere în tranzacția respectivă. Pe daily v-aș sugera să folosiți medii mobile mari, aș merge poate către 100, către 200, chiar sunt importante și de multe ori am văzut că țin destul de bine. Acum, sunt foarte multe medii mobile. Sincer să fiu, cel mai bun sfat pe care l-am obținut vreodată de la un om care tranzacționa de mai multă vreme ca mine, vis-a-vis de mediile mobile, pentru că și eu am pus această întrebare, este că nu există o valoare bună pentru orice instrument și pentru orice grafic sau pentru orice perioadă de timp. Mediile mobile trebuie și ele la rândul lor adaptate mișcării pieței respective. S-ar putea să vedeți că o să fie perioade în care media de 50 merge foarte bine pe euro-dolar și apoi poate după o lună de zile o să vedeți că media de 89 de perioade merge mai bine decât a mers media de 50. Jucați-vă cu mediile mobile, încercați diferite numere de perioade, diferite perioade și atunci o să vedeți că găsiți-o pe cea ce se potrivește cel mai bine. Este cel mai bun lucru, după părerea mea, pe care îl puteți face, pentru că piața se schimbă, condițiile se schimbă și, după părerea mea, este practic imposibil să existe o valoare ideală pe care să o folosiți pe un anumit instrument. Cred că întotdeauna trebuie să le calibrați. Apropo, cred că o parte dintre dumneavoastră mai auzit vorbind despre clientul nostru de la Constanța cu roboțelul de tranzacționare ce se bazează pe vreo 24 de medii mobile. Dânsul face de fiecare dată, în fiecare weekend, câte o reglare la roboțelul respectiv, în funcție de condițiile pieței din săptămâna trecută. Cred că este cea mai bună soluție ca să hotărâți ce medie mobilă folosiți. Încercați, jucați-vă cu ea, vedeți care pică cel mai bine și atunci cred că acela este numărul de perioade pe care trebuie să-l luați în calcul până când vedeți că ea nu mai funcționează și atunci cred că ar trebui să o recalibrați. Haideți să trecem la moving average, convergence, divergence sau pe scurt, cum toată lumea știe, MACD sau MACD sau cum doriți să-i spuneți, noi îi spunem MACD, a zice denumirea pe care, nu știu, care îi se pare nouă, poate cea mai simplă. Ce se întâmplă cu acest indicator? Din ce este el alcătuit? Păi, în primul rând, o să vedem indicatorul, mai de să trecem direct pe imaginea lui, o să ne uităm la acest indicator și o să vedem că este alcătuit, a zice, din două zone importante. Și anume, dintr-o histogramă și dintr-o linie semnal, așa se numește. Histograma respectivă nu este altceva decât diferența dintre două medii exponențiale. Practic, diferența dintre o medie exponențială
de 26 de perioade și una de 12 perioade. Vorbesc de reglarea lui standard. Bineînțeles, numărul de perioade puteți să-l schimbați și dumneavoastră oricând. Însă, el în mod standard este reglat pe aceste valori. O medie exponențială de 12 perioade și una de 26 de perioade. După cum puteți vedea, în momentele în care piața tinde să se afle într-un trend destul de puternic, haideți să dăm exemplu acesta, în momentul în care piața se află într-un trend destul de puternic, histograma tinde, după cum puteți vedea, să crească. Asta ce înseamnă? Înseamnă că media mobilă mai rapidă, adică media mobilă exponențială de 12 perioade, va rămâne ceva mai aproape de grafic, ceva mai fidelă graficului, în timp ce media mobilă de 26 de perioade, care va include, bineînțeles, prețul de închidere și din această zonă, după cum puteți vedea, o să rămână ceva mai în urmă, o să aibă valori ceva mai mici, astfel depărtându-se de grafic. Depărtarea aceasta între cele două medii mobile este reprezentată prin histogramă. Cu cât histograma va fi mai înaltă, cu atât o să avem în față un trend care ar trebui să aibă mai multă forță. Un alt lucru important pe care trebuie să-l menționăm este că acest indicator are o linie mediană, punctul 0. Astfel, în momentul în care histograma este la valori pozitive, atunci putem spune că media mobilă rapidă, vorbesc de cea de 12 perioade, a reușit să treacă de jos în sus peste media mobilă lentă, dând astfel, bineînțeles, un semnal de cumpărare. Iar acest lucru, după cum puteți vedea, se întâmplă într-un moment destul de bun, însă, ca de obicei, indicatorii tind să dea semnale foarte târzii. Dacă histograma trece de la valori pozitive la valori negative, cum este cazul acestui moment, atunci vom spune că avem un semnal de vânzare, semnal de vânzare pe care dacă am vrea să-l traducem în discuția pe care am avut-o mai devreme despre mediile mobile exponențiale, aș zice că acesta este momentul când media mobilă exponențială de 12 perioade, media mobilă rapidă, trece de sus în jos peste media mobilă simplă. Pe lângă aceste două medii mobile exponențiale, MACD-ul mai are încă o medie mobilă, de data aceasta medie mobilă simplă, de 9 perioade, care se numește linie semnal. Este o medie mobilă ceva mai rapidă decât celelalte două, din acest motiv o să ne uităm la momentul în care ea reușește să treacă practic de mediile mobile exponențiale. Avem o medie mobilă. Haideți să folosim acest highlighter. Avem o medie mobilă de 9 perioade aici în această zonă. Sper să se vadă și la dumneavoastră. Cred că ar trebui tot să folosesc altă unealtă. Ok. Aici în această zonă, sper să vadă acest galben, avem un prim semnal de cumpărare. Media mobilă de 9 perioade, linia semnal, reușește să iasă de pe suprafața histogramei. Acesta este primul semnal de cumpărare. Semnal de cumpărare certificat de trecerea de la valori negative la valori pozitive a histogramei. Semnal de cumpărare care, în opinia mea, ia sfârșit în momentul în care linia semnal reușește din nou să iasă de pe suprafața histogramei, de data aceasta la valori pozitive. Practic, respectând semnalele date de acest indicator, ar fi trebuit poate un pic hazardat, bineînțeles, să cumpărăm în momentul în care linia semnal iese de pe histogramă, în cazul în care suntem la valori negative. Am fi avut confirmarea unei tranzacții bune de-abia în momentul în care histograma trece de la negativ la pozitiv, iar semnalul de ieșire din tranzacție ar fi putut fi dat de ieșirea liniei semnal din nou de pe suprafața histogramei, însă de data aceasta în zona pozitivă. Un alt lucru pe care
foarte multă lume îl folosește când vine vorba de MACD, sunt celebrele divergențe. În afară de aceste semnale de care am vorbit, MACD-ul este cunoscut pentru divergențe. O divergență nu înseamnă altceva decât, și cred că mai bine o să încercăm să intrăm pe platformă și să punem un MACD să vedem cum arată. Ok, insert indicators, MACD, 12-26, 9 perioade. Puteți, cum vă spuneam, puteți să schimbați acest număr de perioade dacă vreți să fie mai rapid sau mai lent, va fi decizia dumneavoastră. O să încercăm poate cu o culoare un pic mai aprinsă. Sper să vadă ceva mai bine, iar linia aceasta punctată o să încerc să poate să o îngroș. Acum cred că se vede ceva mai bine ce arată acest indicator. Spuneam că un lucru extrem de important și foarte des utilizat sunt divergențele. Asta înseamnă, divergență înseamnă că deși graficul reușește în cazul ăsta, nu știu, să facă noi maxime, aceeași mișcare nu o să o vedem pe indicator. Practic, în continuare a trendului acesta ascendent, indicatorul ar fi trebuit să facă maxime în creștere, lucru pe care îl vedem aici. Acesta este, aș zice, un moment în care indicatorul s-a comportat normal conform graficului. Însă, dacă ne uităm la perioada precedentă, unde vedem în această zonă, după cum puteți vedea, maxime în creștere, putem spune că avem o divergență, iată cum maximele în creștere sunt însoțite de minime în descreștere. În mod normal, când această divergență se întâmplă, de foarte multe ori este precursoare, se poate vedea înaintea unei inversări a trendului și haideți să vedem un caz în care divergența chiar a funcționat și a funcționat destul de bine. Haideți să mergem poate un pic mai în spate și să ne uităm totuși la aceste vârfuri. Putem vedea aici cum piața face minime în scădere, însă indicatorul nostru nu mai face minime în scădere, iar această divergență nu face altceva decât să anunțe o posibilă inversare de trend. După cum puteți vedea, toată mișcarea asta de creștere din iunie până acum pe euro-dolar a fost prevăzută, să-i spunem, sau a fost anunțată de un indicator atât de comun cum este MACD-ul. În trading funcționează foarte, foarte multe lucruri simple. Dacă le stăpâniți și le încadrați într-o strategie disciplinată cu money management, bineînțeles, și gândiți trading-ul prin prisma probabilităților, a zice că puteți folosi absolut orice instrument de analiză tehnică și chiar să aveți șanse să fiți profitabili. După cum puteți vedea, o mișcare atât de puternică putea fi prinsă folosindu-vă de un semnal extrem, extrem de simplu, cum este divergența pe MACD. Dacă tratați, poate din punct de vedere al probabilităților, puteați să vă găsiți în următorul caz, să spunem că aici, în această zonă, după cum vedeți, divergența n-a ținut, era poate o zonă unde luați pierderi, însă aici este, a zice, cel mai important lucru, să tranzacționați cu un stop loss apropiat. Încercați asta de o dată, de două ori, de trei ori, să prindeți o posibilă inversare, ba chiar, a zice, în această zonă, după cum putem vedea, am avut din nou aici la nivelul ăsta o divergență și deși n-am prins o inversare totală a trendului, prindeam o corecție extrem, extrem de sănătoasă. Spuneam că uneori de la aceste semnale cred că e bine să punem stop loss-uri apropiate pentru că pierderile să fie mici, însă câteodată s-ar putea să aveți șansă să prindeți o astfel de mișcare, ceea ce va face ca tranzacția să fie extrem de bănoasă. Încă o dată, un semnal foarte, foarte simplu, care, după cum puteți vedea, poate să fie extrem de eficient. În concluzie,
MACD-ul, țineți minte, este format din două medii mobile exponențiale și una semnal de 9 perioade, o medie mobilă simplă. Aceleași reguli ca mediile mobile, dacă cele rapide trec peste cea lentă, atunci cumpărăm, dacă trec de jos în sus, dacă trec de sus în jos, atunci vindem. În plus, în discuție am adus și această utilitate a indicatorului care se numește divergență. În momentul în care vedeți că histograma nu menține ritmul cu graficul, cum s-a întâmplat în cum s-a întâmplat în această zonă, atunci așteptați-vă poate la o posibilă inversare de trend. Sau cel puțin la începutul unei eventuale corecții. Însă țineți cont că întotdeauna puteți avea și semnale false. Cam acesta este MACD-ul. Bineînțeles, dacă sunt întrebări, le aștept cu cea mai mare plăcere. Până una alta, haideți să trecem repede și la RSI, pentru că este foarte târziu. RSI este un oscilator, ca și MACD-ul. De data asta o să vedem, nu avem decât o singură linie, spre ca diferență, să-i spunem, între RSI și MACD. Ați văzut că acolo aveam o scală ce umbla de la valori negative la valori pozitive cu o linie mediană la valoarea 0. De data aceasta RSI-ul se mișcă între valori cuprinse între 0 și 100. Nivelurile 70 și 30 sunt extrem de importante în opinia specialiștilor, astfel că în momentul în care cred că cel mai bine folosim din nou platforma, pentru că sunt sigur că o să găsim lucruri interesante cu un RSI și chiar facem un fel de analiză, să-i spunem, a graficului folosindu-ne de indicatori la zi. Cred că asta ar avea cea mai mare utilitate pentru dumneavoastră, să știm indicatorii cam ce spun. Căutam RSI, Relative Strength Index. Ok, ce concluzie putem trage privind RSI? Vă spuneam că e o scală de la 0 la 100, iar nivelele de 70 și 30 sunt foarte importante. De ce sunt ele foarte importante? Pentru că teoria spune următorul lucru. În momentul în care prețurile reușesc să treacă peste valori de 70 și apoi să coboare la valori mai mici de 70, practic să facă o buclă peste valoarea aceasta de 70, vom avea un semnal de vânzare. Practic, momentul semnalului de vânzare este chiar momentul în care linia RSI-ului reușește să scadă din nou sub valori de 70. În oglindă, în cazul în care, nu știu, avem cum este aici, avem valori ceva mai mici de 30, iar prețurile reușesc să treacă peste această valoare, să urce la valori mai mari de 30, atunci, după ce se formează o astfel de buclă în zona de supravânzare, pentru că așa se numește această zonă, între 0 și 30 vorbim de supravânzare, între 70 și 100 vorbim de supracumpărare, deci când prețurile ajung în supravânzare și apoi se întorc peste valoarea 30, avem de a face cu un semnal de cumpărare. Un alt lucru la fel important și pe care mulți traderi îl folosesc este divergența același lucru este divergența dintre RSI și grafic. Acest lucru se folosește exact ca și în cazul MACD-ului. O eventuală divergență nu face altceva decât să ne anunțe că s-ar putea să urmeze o inversare de trend. Practic, a zice, folosindu-ne de data aceasta și de mediile mobile pe care le avem în față, ce putem spune? Putem spune că în momentul de față avem o medie mobilă rapidă care a trecut de sus în jos, ne-a dat un semnal de vânzare, am avut o divergență care a funcționat, prețurile de data asta au ajuns undeva, de fapt RSI-ul a ajuns în jurul valorii de 30 și vedem cum acolo s-a stabilizat. Valoarea aceasta de preț nu va rezista și poate că șansele sunt destul de bune să nu reziste. O să vedem că aceste două semnale de care am vorbit ceva mai devreme or să fie destul de bine respectate și ar fi fost poate de la acest nivel, de la momentul în care RSI-ul, haideți să folosim o culoare de aici, de la nivelul acesta,
Ar fi fost un moment bun să intrăm într-o tranzacție, însă dacă am fi așteptat o confirmare, ar fi trebuit poate să o facem la acest nivel. Încă mai prindeam din piață 370 de pipi. Stăteam și mă întrebam acum dacă toți suntem în transmisie directă. Mă uitam pe graficul de euro-dolar și se pare că zona aceasta este amenințată. De urmărit să vedem ce se întâmplă până la sfârșitul orei. Ok. Cam aceasta face RSI-ul. O să trecem un pic mai departe, să spunem două, trei cuvinte și despre stohastic. Stohasticul este și el tot un oscilator, face într-o anumită măsură cam același lucru pe care l-ați văzut și la RSI, numai că de data asta o să vedem, sunt două linii. Apropo de RSI, ați văzut că RSI-ul are un număr de perioade, media aceea mobilă este și ea pe un număr de perioade. Setat standard este pe 14 perioade, la fel puteți să-l folosiți, nu știu, să-l reglați exact ca pe o medie mobilă, mai puteți să se folosește și pe 5 perioade dacă vreți să fie mai rapid, se folosește și pe 10 perioade, sunt diferite valori pe care fiecare trader le pune în funcție de cum simte piața cel mai bine. Stohasticul spuneam că este la fel un oscilator, de data asta o să vedem, sunt două medii mobile, există un K și un D, cam din asta e format. K-ul respectiv are o formulă ce se bazează pe prețurile de închidere, pe maxime și pe minime și astfel apare o valoare. La această valoare se aplică o medie de 3 perioade și astfel apare D-ul. În concluzie, K-ul va fi media mobilă rapidă, iar D-ul media mobilă lentă. Media mobilă rapidă este cea albastră, acesta este K-ul, iar ce vedeți cu roșu este D-ul, media mobilă lentă. La fel ca și RSI-ul are valori, are o scală cuprinsă între 0 și 100, numai că de data asta zona de supracumpărare este cuprinsă între 80 și 100, iar zona de supravânzare între 0 și 20. Aceleași reguli ca la RSI. Dacă ambele linii reușesc să ajungă peste valori mai mari de 80 și apoi se întorc, cad sub valori mai mici de 80, atunci în momentul respectiv, când ambele linii cad sub această valoare de 80, primim un semnal de vânzare. Un semnal de vânzare a zice un semnal de vânzare poate anunța de multe ori înainte de trecerea mediei mobile rapide, vorbesc de K, peste D, de sus în jos. Cum se întâmplă la acest nivel. Vedem cum K-ul, media mobilă albastră, rapidă, trece de sus în jos. Avem deja un prim semnal de vânzare dat de medii mobile. În plus, valorile scad și sub 80. Din nou, semnal de vânzare, un semnal, după cum puteți vedea, destul de bun. Prindeam o tranzacție interesantă. În oglindă, în momentul în care suntem în zona de supravânzare, așteptăm același lucru ca prețurile să iasă practic din această zonă pentru a intra în tranzacție și ne-ar plăcea să vedem cum media mobilă simplă K-ul reușește să treacă de jos în sus peste media mobilă lentă. Media mobilă. Aici avem de data aceasta un semnal de cumpărare. Ce setări recomandați la un stohastic pe un time frame de 30 de minute? Greu de spus. Greu de spus pentru că depinde foarte mult de stilul dumneavoastră de tranzacționare. Depinde de ce fel de tranzacții urmăriți. Time frame-ul ăsta de 30 de minute este undeva așa la o limită și între tranzacții pe termen scurt și tranzacții pe termen ceva mai lung. Dacă urmăriți tranzacții pe termen scurt sau ceva mai scurt, poate că va trebui un stohastic ceva mai rapid și aș merge poate pe un, nu știu, 5-3-3 sau pe un 9-3-3. Pe când dacă urmăriți niște mișcări poate ceva mai lungi care se apropie de stilul de tranzacționare de pe oră, atunci aș zice că un 14-3-3 este bun. Dar rămâne, bineînțeles, la latitudinea dumneavoastră și
sunt sigur că ar trebui să-l reglați în funcție de momentul din piață de atunci, exact ca la mediile mobile. Încercați să vă jucați cu numărul acela de perioade și vedeți care se potrivește cel mai bine, care dă numărul de semnale cele mai bune. O tranzacție pe multiframe ar fi interesantă. O tranzacție pe multiframe ar fi într-adevăr foarte interesantă, însă o să o facem probabil în momentul în care o să avem un webinar de genul acesta. Și bineînțeles, cred că ați văzut tranzacția pe care eu o prezint în seminarii în care folosesc exact semnalul acesta dat de stohastic. Dacă intrăm acum în piață și ne uităm ce se întâmplă cu stohasticul, dacă tot am făcut așa cu toate instrumentele, haideți să vedem stohasticul ce ne spune. Oscilatori, stohastic, avem, pentru că suntem pe un grafic mare, aș folosi 14 perioade, să vedem ce s-a întâmplat. În momentul acesta, după cum putem vedea, suntem în zona de supravânzare. Încă nu avem un semnal clar cum că această mișcare ar trebui să se termine. Vă spuneam că momentul în care ar trebui să ne gândim la o posibilă închidere a tranzacției ar fi momentul în care piața reușește să treacă din nou peste valorile de 20. Până atunci, stohasticul, așa cum îl văd eu acum, nu face altceva decât să-mi spună că trendul acesta s-ar putea, bineînțeles, să continue. Dacă am încercat și un multiframe, poate că am putea să mergem pe un 30 de minute. Ați văzut un trend descendent, ca să includ, să-i spunem, și această tehnică de tranzacționare în discuție. Avem un trend descendent, vom tranzacționa în direcția lui, căutăm un semnal dat de oscilator pe un grafic ceva mai mic, am ales un M30. Practic, momentul în care stohasticul a ieșit aici, a terminat corecția, a dat semnal de posibil final de corecție. Aici era un moment de intrare în tranzacție, un moment de vânzare. După cum putem vedea, haideți să vedem unde era prețul, un moment de vânzare care reușea să ne aducă vreo 90 de pip și, bineînțeles, cu un stop loss plasat deasupra finalului corecției. Cam asta ar însemna, într-o anumită măsură, tranzacție pe multiframe folosindu-ne de un indicator. Haideți, pentru că mai avem foarte puțin timp, aș vrea să trecem peste ATR. ATR nu face altceva decât să măsoare volatilitatea unui instrument. Este folosit de cele mai multe ori, să vă spun două cuvinte despre el, este folosit de foarte multe ori pentru a stabili nivelul de stop loss. Sincer să fiu, este un indicator pe care eu nu l-am folosit foarte mult și nu știu să vă spun chiar foarte multe lucruri despre el, știu așa teoria. Din cauza asta, aș zice că dacă vreți să aflați ceva mai multe, spuneți-mi și împreună o să învățăm ceva mai multe despre ATR. Benzile Bollinger, un indicator extrem de interesant și foarte utilizat pentru cei ce vânează volatilitate. De ce? El este alcătuit practic din două benzi exterioare, după cum puteți vedea, și o medie mobilă de 20 de perioade în mijloc. De ce este folosit de cei ce caută momente de volatilitate? Pentru că în momentul în care piața se mișcă foarte puțin, aceste benzi exterioare tind să se apropie și în față vom avea o zonă de squeeze. Acest squeeze de multe ori este premergător unui astfel de moment pe care încerc să-l evidențez pe grafic. Practic, asta este o regulă, zice, pe care o puteți folosi, indiferent că folosiți benzile Bollinger, că folosiți alte elemente de analiză tehnică. Dacă vedeți că piața se îngustează și îngustează foarte mult plaja în care se mișcă, de foarte multe ori se întâmplă ca această îngustare să preceadă un moment puternic de volatilitate. O tehnică de tranzacționare bazată pe squeeze-ul acesta din benzile Bollinger, după ce se vede o îngustare a canalului, există trader care preferă să placeze un ordin deasupra în așteptare și unul de desubt pentru a prinde explozia respectivă. Cam atâta și despre benzile Bollinger. De fapt, ar mai trebui spus încă un lucru și să închei. De multe ori, un semnal este considerat această revenire a prețului de pe linia inferioară, să-i spunem, cum s-a întâmplat la acest nivel,
prețul a mers pe linia inferioară, pe banda inferioară, în momentul în care a reintrat în canalul Bollinger, este un moment, a zice, destul de important și un posibil semnal cum că o să avem în cazul ăsta de a face cu o corecție, însă confirmarea semnalului ăsta de cumpărare este dată doar de momentul în care prețurile reușesc să treacă peste media de 20 de perioade din centrul acestui indicator. ADX măsoară forța trendului. Există el, nu este un indicator extrem, extrem de folosit, însă v-aș recomanda să-l folosiți în momentul în care încercați să tranzacționați în interiorul range-ului, pentru că el spune un lucru destul de interesant. Dacă valoarea lui scade sub 20%, linia ADX fiind linia aceasta neagră pe care o vedeți, dacă valoarea ADX-ului scade sub 20, sub valoarea de 20, atunci ne aflăm într-un moment în care piața nu este într-un trend sau un moment de slăbiciune, să-i spune, al trendului. În schimb, dacă începe să crească la valori ce ating 40 sau care se îndreaptă către 40, oricum mai mari decât 20, atunci spunem că piața tinde să aibă o direcție destul de clară. Dacă valorile sunt și mai mari de 40 și se duc către 60, mișcarea ar trebui să fie violentă. Iată cum, în momentul în care mișcarea este foarte hotărâtă, putem vedea că și ADX-ul nostru capătă valori din ce în ce mai mari. La fel se întâmplă și aici, când se reia o mișcare puternică, putem vedea cum ADX-ul crește. O să trecem peste Parabolic SAR și peste Awesome Oscillator, pentru că vreau să termin cu Alligator. Vă promiteam că o să spun câteva cuvinte despre Alligator, pentru că Bill Williams a propus traderilor o strategie extrem de simplă și care am observat că, la fel ca și în cazul celorlalte strategii bazate pe indicatori, are o șansă destul de bună să funcționeze, bineînțeles, mai ales când piața se află într-un trend evident. Strategia pe care a propus-o Alexander, pe care a propus-o Bill Williams, spuneam, o să încercăm să vedem dacă ne putem folosi de ea și dacă ne putem folosi de ea în studiul graficului nostru. Trebuie să inserăm, avem aici indicatorii lui Bill Williams, să inserăm acest alligator. După cum puteți vedea, ce se întâmplă cu Alligator este format din trei medii mobile. Una de 13 perioade, una de 8 perioade, una de 5 perioade. Toate, după aici, sunt smoothed, iar ele mai sunt și shiftate. 8 perioade în cazul celei de 13, 5 în cazul celei de 8 și 3 în cazul celei de 5. Ele sunt aplicate în mod standard pe prețurile medii. Setări pe care puteți să le schimbați, bineînțeles, și dumneavoastră. Practic, o să vorbim despre fălcile, dinții și buzele aligatorului. E așa ca o poveste drăguță. Practic, povestea este următoarea. În momentul în care avem această succesiune de medii mobile, și anume verde, roșu și albastru, înseamnă că aligatorul se trezește și, după cum puteți vedea, după ce se trezește și distanțează aceste medii mobile, practic deschide fălcile, începe să mănânce din preț. Și a mâncat destul de bine în ultima vreme din preț pe semnalul acesta, însă, pe lângă acest semnal pe care l-am evidențiat aici, practic trecerea mediei mobile verzi și roșii peste media mobilă albastră, nimic altceva decât semnal normal, medii mobile mai rapide care trec peste mediile mobile mai lente, Bill Williams ne propune să mai adăugăm un indicator destul de interesant și care dă semnale care poate da semnale destul de bune în concordanță cu Alligator, și anume fractali. Fractalii aceștia se formează în momentul în care pe grafic apare următorul scenariu. Din nou o să folosesc această zonă albă pentru a evidenția forma unui fractal. Practic avem 5 lumânări, după cum puteți vedea, primele 3 au maxime în creștere, următoarele 2 nu mai ating maximul celei de-a treia și mai mult decât atât sunt în descreștere. În momentul în care acest layout apare pe grafic,
avem în față un fractal. Ce spune Bill Williams? Spune următorul lucru. Dacă observăm un fractal, poate că ar trebui totuși să trecem pe un grafic ceva mai mare, sunt curios dacă s-a întâmplat asta, da, s-a întâmplat destul de bine, uitați cum arată graficul în momentul de față, se potrivește destul de bine teoriei, și anume, în primul rând, după cum vedem aici, la nivelul acesta, avem un fractal de scădere. Următorul fractal, ca să ținem cont de teoria lui Bill Williams, trebuie să fie în cealaltă direcție. Practic trebuie să vedem o piață care încearcă să facă un fractal și în direcția opus. Și avem un fractal în scădere urmat de un fractal în creștere. Dacă se întâmplă acest lucru și aligatorul nostru se trezește, cum pare că se întâmplă aici, practic cele trei medii mobile s-au aranjat destul de bine. Avem o medie mobilă verde rapidă care este prima, avem următoarea medie mobilă roșie și apoi media mobilă albastră. Putem spune că în momentul în care avem această succesiune de fractali și aligatorul se trezește, ar fi un moment bun de intrare în tranzacție, de vânzare, atunci când prețurile reușesc să treacă de minimul stabilit de fractalul de scădere în cazul nostru. Practic, dacă am văzut că aligatorul s-a trezit și vedem că prețurile au reușit să depășească această zonă pe care, la care am trasat eu linia orizontală, adică nivelul de 1.3730, din acel moment am fi putut să vindem. Până acum, semnalul este destul de bun, după cum puteți vedea. Dacă mai sunt întrebări, vă rog să le puneți acum. Vă mulțumesc mult pentru atenție. Sper să vă fie de folos tot ce v-am povestit eu aici, deși am trecut foarte repede prin ele. Dacă vreți să stăm poate mai mult de vorbă, vă invit, bineînțeles, să mă contactați, să ne contactați, pentru că fiecare dintre dumneavoastră aveți câte un broker. Adresa de e-mail pe care mă găsiți este alexandru.nicolai@rondxtv.ro, iar numărul de telefon, după cum puteți vedea, este 0748030000. Nu uitați, cel mai bun lucru pe care puteți să-l faceți dacă vă interesează domeniul și vreți să învățați cât mai multe este să vă deschideți acele conturi gratuite, reale, gratuite, care vă dau acces la absolut toate evenimentele pe care noi le ținem. Aici vorbesc chiar și despre market briefing, despre toate strategiile pe care încercăm să le dezvoltăm pentru clienții reali, acces la bibliotecă, bineînțeles, asistență personalizată, toate lucrurile care nu fac altceva decât să vă ofere toate premisele pentru a trata domeniul cu multă seriozitate și profesionism. Aveți o problemă, sunteți începători, am discutat cu mine, ați discutat, da? Depinde, va juca când sunteți în fața platformei pentru această întrebare, când sunteți în fața platformei să mă sunați atunci și să stăm împreună, să lansăm împreună tranzacția. Nu mâine, ci joi. Da, joi suntem în Pitești cu un seminar în prima zi dedicat tuturor. Bineînțeles, în a doua zi o să fie un seminar dedicat doar clienților reali. Încă o dată, client real nu înseamnă că trebuie să alimentezi contul, ci doar să semneze acea deschidere de cont, lucru pe care noi îl facem pentru că avem credința că dacă reușim să stabilim o relație cu dumneavoastră în momentul în care sunteți gata să investiți, s-ar putea ca noi să fim prima alegere. Din acest motiv, cred că merită să intrați să deschideți un astfel de cont real. Cosmin nu vine, o să vin împreună cu Lavinia. Cea mai ușoară metodă vi s-a părut cea cu Alligator. Vă recomand să încercați pe grafic și să vedeți când dă semnale bune și când dă semnale mai puțin bune, pentru că ca orice strategie o să aveți, bineînțeles, parte și de semnale proaste. Biblioteca o găsiți, dacă vă uitați pe site-ul nostru, o să vedeți la bibliotecă, o să vedeți toate cărțile pe care le puteți împrumuta. Pe prima pagină, în dreapta, există un buton care se numește Biblioteca XTB. Imediat o să încarc și site-ul,
Să vă arăt acum unde este. În partea, spuneam că în partea dreaptă ar trebui, trebuia, din păcate, s-a schimbat un pic aspectul față de ultima dată când m-am uitat eu pe butoanele astea. Haideți să... O să mă uit să văd unde au mutat colegii mei biblioteca. În mod normal, aici la educație mă gândesc că ar trebui să apară. Da, o să mă interesez să văd unde a fost mutată acea zonă din site cu biblioteca și am să vă comunic. Sunt vreo 30 și ceva de cărți pe care spuneam că le puteți împrumuta. Vă mulțumesc mult pentru că ați participat la acest webinar. În continuare, dacă doriți, încă o dată, dacă doriți prezentarea, dacă aveți întrebări, dacă vreți conturi reale, gratuite, dacă aveți nevoie de noi, ne găsiți, bineînțeles, la numărul de telefon pe care vi l-am spus, adresa de mail pe care v-am spus. Următorul webinar, azi este marți, mâine, miercuri, o să fie mâine, însă este un webinar dedicat opțiunilor și anume platforme de opțiuni. Vă mulțumesc, o seară bună vă urez, la revedere!